Joi au fost confirmate 1215 cazuri noi de COVID-19 după procesarea a 8819 teste. Dintre cazurile noi 13 persoane au adus virusul de peste hotare, iar 23 sunt cadre medicale. A crescut și bilanțul deceselor. 17 oameni au murit din cauza complicațiilor provocate de boală, astfel bilanțul total a ajuns la 6649 de morți. Potrivit Ministerului Sănătății, în spitale sunt internați 1672 de pacienți, dintre care 144 sunt în stare extrem de gravă, iar 20 sunt intubați. 955 de oameni s-au vindecat de COVID-19 pe parcursul zilei de joi.